Melissa, trebuie să ne grăbim! În 5 minute deja trebuie să deschidem! Și astăzi avem o zi grea! Da, trebuie neapărat să ne grăbim! Că-și deja din gripă în clip ar trebui să apară clienții! Da, da, hai mai iute! Și noi cam deja întârziem la serviciu! Așa, o să șterg bine, bine masa! Și aici... Aceasta este ultima masă! Trebuie să descui, deja vine cineva! Dar cine mă rog atât de dimineață? Deja 10 și 15! Într-adevăr am întârziat Melissa! Atunci descui imediat! Bună ziua! Hai, poftiți, intrați! Mi-e foame! Sunt flămând! Deja de 15 minute tot stăm la ușă! Și aici scrie că se deschide la ora 10! Au intrat antonimile! Melissa! Trebuie să explic ce fel de clienți sunt! Noi începem să primim mese! Da, desigur! Ok! Mami, ei sunt primii clienți și deja cu pretenții! Știi ceva despre ei? Da, sigur! Sunt clienții Antonin! Unul hăi sau altul ceala! Hai să vezi și singură! Sunt un rup de foame. Aș mânca un elefant. Poftim meniurile. Așa. Și ție. Și dumneavoastră. Să începem de la cel mai mic. Ce doriți? Vreau ceai și prăjitură. Ok. Dumneavoastră. O salată primăvară. Desigur. Și... Iar mie, vă rog, burger, 3 porții. Ok. Cartofi pai, 3 porții. Atât de mult? Ce mult? Eu abia am început. Găină, 3 găini. 3 găini întregi? Da, 3 găini întregi. Și salată, băf. Ok. 3 salate beef. Bine. Și mai târziu mai revenit și vă mai spun. Ok, imediat vine mâncarea. Stați un pic. Și sarmale, o oală. Și pizza, 3. Da, ok. Ce, Melissa? 3 clienți, dar toți diferiți, da? Eu credeam că se gătește la noi restaurantul nuntă întreagă. Iar ceilalți doi, practic, nu au comandat nimic. Vine odată mâncarea. Eu n-am mâncat de asta noapte. Da, sigur, imediat. Poftim, Melissa, ceaiul. Mami, mai bine pregătește mâncarea pentru cel flămând. Vezi că nu are răbdare. Pregătesc și pentru el. Poftim, vesela și ceaiul. Dar eu știu din ceaiul dintre ăsta. Știi? Apuci așa, suf și îl fâră. Domnule, este ceaiul clientului de aici, nu e dumneavoastră. Dar ce și lui îi place, ia! Pune mâna pe ceaiul meu. Ceaiul meu. Mai bine aduceți mâncarea mea. Da, imediat vine și mâncarea dumneavoastră. Mami, ți-am zis că trebuie să aduci mai întâi mâncarea pentru cel flământ, pentru că nu mai are răbdare. Tu crezi că atât de simplu să gătești atâtea găini, burgeri? Ține salata și prăjitura. Imediat va fi gata și pentru el. Oi, mai repede! A venit prăjitura și salata. Poftiți! Și... tacâmurile. Și salata dumneavoastră. Dar găina mea unde?
ține primele două. Și al treilea, imediat vine și găina. Păi el a cerut trei, nu una. Turnu în cap toate trei rolă. Ține așa deocamdată și pe urmă zic că le aducem și pe restul. Bine. Să aduc oala cu sarmale. Ce fierbinte. Să ai grijă mare. Și pizza. Da, sigur. Uite-o aici. Unde-i mâncare? Am adus mâncarea. Și ce e aici? Sarmalele. Vă aduc imediat acâuri. Sarmaluțele mele. Mai rege aceste tacâmurile. Nu se mănâncă așa cu mâna. Aici aveți tacâurile, pizza. Haideți. Găinile. Ultimul burger? Da, dar găinuși am zis și cu pizza am zis trei. Ele sunt în cuptor. Vin pe parcurs. Poftă bună, băieți! Mănânci tot? Mi-e frică că nu o să ajungă. Oare v-a mâncat tot? La urmă va avea și pretenții, că de ce sunt porțile atât de mici? Serios? Da. Bună poftă de mâncare ai! Mâncarea asta pentru mine mi-ajungea o săptămână înainte! În 5 minute nu rămâne nimic! Și acum vă răspund! Ce v-ați legat de capul meu? Uitați-vă la voi în farfurie! Am mâncat un pic azi. Și eu m-am săturat. Tu ce? Nu mănânci toată salata? De atunci la mine doar. Și cu găină, cărniță, rucola, roșii. Nu o să rămână așa mâncarea în favorit, nu? O zic că nu-ți place. Vrei prăjitură? Dulce eu nu mănânc, că mă îngraș prin kilograme. Apropo, n-ai ceva ceai acolo, când nu mi-am comandat nimic băutură. Da, vă schimb. Lasă că te ajut eu. Dar eu n-am cană. Abia de aici. Ce? Mai nimic n-a rămas. Știi ce? Ia-mi de prăjitură ce e încoace. M-am răzgândit. Bine. Nu mai rămâne și ea chiar așa, e mâncată. E proaspătă? Chiar sunt interesanți. Unul mănâncă doar dulce de dimineață, celălalt doar salată. Și al treilea de toate. Chiar sunt curioasă să aflu ce mănâncă abonații noștri la micul dejun. Da, bună întrebare. Mie, spre exemplu, îmi place ciorbă. Chiar aș mânca de 3 ori pe zi. Lasă tu ciorba. Uite că clienții deja pleacă acasă. Du-te și aranjează mesele și strânge vasele. Da, sper să iau ceva bacșiș. Este? Tot ok, este. Poftim, intră. Nu, tu intră, pentru că ești mai în vârstă. Mulțumesc, dar intră tu, că ești mai mic. Hai, poftim, intră. Ba nu, intră tu primul. Doi clienți exagerat de politicoși unul cu celălalt. Asta văd și eu.
Bine, hai, intrăm noi odată, hai! Poftim! Poftim! Amândoi! Ha! Poftim meniurile? Da, nu e nevoie. Câte un suc de portocală? Sigur! Hai! Două sucuri de porto? Sigur! Cine? Și două baiuri? Pentru dumneavoastră? Și paiul? Mulțumesc! Și pentru dumneavoastră? Doar o să e mai plin! Ține-l pe asta! E mai plin! Lasă că tu o să bei mai mult! Lasă că beau eu, dar... Nu, că e plin! Hai că e al tău, nu! Hai că e al tău, nu pot! Hai că nu! Ok... Chiar dacă am comandat puțin, por destul de fain. Da, chiar foarte drăguți. Dar mai ai un pic de răbdare. Răcoros și delicios. Contul, vă rog. Achităm cu cardul. Sigur? Cine achită? Eu, desigur. Stai puțin, eu plătesc. Ba nu, de data aceasta eu achit. Am spus eu. Atunci eu. Nu, băiete. Eu achit. Totuși, cine dintre voi achită? Apreciați-vă! Eu? Ba eu! Nu, eu! Ba eu! Data trecută, pentru pachetul ăla de popcorn, ai achitat tu. Deci, acum achit eu. Bine, dar data viitoare, plata se va face din contul meu și fără nicio discuție. Ok. Vă rog. Plata acceptată. 8 lei. Mulțumesc. Plăcere. Hai, Brit. Poftim? Iarăși vor sta vreo jumătate de oră la ușa restaurantului. Oare cine să iasă primul? Ei, nu se reține ei prea mult. Uite că vin alți clienți. Iată, ăștia sunt iuți. Ce ai în vedere? Vei vedea, și la propriu, și la figurat. Bună ziua! Bună ziua, salut! Bună ziua! Văd că v-ați așezat la masă, poftiți meniul! Așa! Notați, eu vreau clătite cu dulceață! Avem ajun de căpșuni, de zmeură, de mure, de fructe, de pădure, de ofine, de care doriți? M-ați bulversat! Puneți ce este cel mai bun! Dar eu vreau cel mai iute ce aveți aici în restaurant! Avem pizza picantă sau super spicy chili pizza? Cel mai picant ce aveți. Și vă rog la ea tabasco și ardei iute. Încă mai doriți și tabasco și ardei iute? Dar de ce vă mirați? Așa mănânc eu, zi de zi. Da, el la noi este un ardei iute, în picioare. Ok, pentru aceasta va trebui să semnați un acord. Acord? Liber! Aduceți încoace! Ești sigur? Semnați aici? Restaurantul nostru nu vrea să-și asume responsabilitatea pentru consecințele care s-ar putea ivi! Ok! Țineți! Ți-am spus eu că sunt ei iuți! Cel puțin unul dintre ei! Ține pizza, stai puțin. Ardei iute, am pus mai mult. Și tabasco. Hai, fii atentă. Pentru orice eventualitate, să chem pompierii. Văd că astăzi ai gust de glume. Nici nu știi. Poftim pizza, ardeiuri iute și tabasco. Se vede pe ei că nu sunt cine știe de ce.
Păi pun pe toți. Fără griji. Uite cât ai pus! Deja mi-a ardut ochii de miros. Stai! Și tabasco! Poftă bună ție! Măcar bine că eu n-am făcut chestia asta. Nu mai pot! În tot restaurantul deja îți curg lacrimi, de parcă dai o ceapă! Și... 3, 2, 1... Și... Hai, prieteni! Se pare că și-a revenit! Mhm. Ce-a fost asta? Mai este pizza? Da, mai este încă multă! Atunci stăm! Hai să mâncăm! Dar vouă, de care mâncare vă place? Picantă sau dulce? Mie, de exemplu, îmi place dulce! Bună ziua! Cine a venit la noi? De mult n-a mai trecut pe aici! Doamna Bio! Așa o cheamă pe ea? Așa a poreclit-o tot restaurantul. Și de ce, mă rog? Vezi imediat. Invit-o sală. Ies cineva pe aici? Nu văd pe nimeni. Dar sunt aici. Bună ziua, Cucoană. Ia numai, Cuconi. Totuși nu ești. Eu vreau să mănânc. N-am venit aici la conac sau la boieri. Aici Mircea a dat-o în bară. Atunci bine ați venit, doamnă, în restaurantul nostru. Situația a fost remediată. Luați loc la o masă care vă place. Netale, ține asta și apă mai grăin. Dar ce e acolo? Cotcota, ce ești? Dar ce ai vrut? Să grohăie? Eu carne de porc nu mănânc. De fapt, la noi la restaurant nu e voie cu animale de companie. Dar pentru dumneavoastră va fi o excepție. Nu-i de companie, băieți, ci din coștireața mea. Of, smașează aici. De fapt, găina și ei nu-i pentru tine, dar să faci mâncare dintr-însa. Eu nu cred în toate prostiile astea și nu știi ce puneți voi pe mâncare. Te de acasă aduc. Și apropo, în torba și ei sunt niște patlajele. Să faci suc din ele. Eu aștept. Mircea a dat de belea. Sunt sigur că ai auzit. Hai, fă mâncare din ea. Mircea probabil că ai încurcat restaurantul cu abatorul. Eu nu pun degetul pe animale. Ce cu tine? Nici vorbă. Păi cu băbuța cum mă descurc? Dar de ce ai acceptat? Trebuie să știu o regulă foarte importantă. Nu trebuie să refuzi niciodată clienții. Corect, dar administratoarea te dă afară imediat. Păi ce, propui să rămân fără clienți și fără bacșiș? Hai că rezolvăm noi cumva. O sun pe Melissa. Ei trebuie știu mai bine cum să scoată măruntaile, cum să le penească, cum să le gătească. Până găinușa voastră se prepară, poftim meniul. Poate legeți ceva. Am zis că nu mănânc nimic de aici, doar tot ce am de acasă. Și apropo, unde-i sucul meu de patlajele? Ce-ați făcut cu roșiile mele? Ah, și roșii! Bucătarul nu o să fie bucuros. Ce urgență, mă rog, aveți! Ce s-a întâmplat? Uite, aici avem o găină vie. Abar la ghem, cum să o pregătim? Ne ajut? Nu vreau să rămână clienta supărată. În primul rând să o ducem de aici, pentru că miroase a găinați din celălalt cartier. E drept, atunci hai în pivniță. Ce să facem noi cu tine, a? De ce ai venit pe capul nostru? Găinușă Cotcodac. Cu siguranță eu nu pun niciun deget pe găinușă. Da, putem să o lăsăm la noi, să facă o proaspete. Și cu baba, cum procedăm? Face ea din noi găină, cu ouă sau fără de ouă? Păi
noi ce facem? Dăm comandă de una grill și gata! Rezolvăm problema! Da... Nu m-am gândit la ideea aceasta. De ce te-ai chemat, Melissa? Mai bine să-mi ia la telefon! Eh, Melissa, Melissa! Băi, dar și frumoasă ești! Tot strălușește! Nou! Nică praf! Dar oare cum se numește restaurantul ăsta? Nici nu m-a uitat! Cât de ce să uit? Suc de roșii! Ce scodesc e atâta? Nu se pot descurca cu o găină? Sau cu niște patlajele? A ajuns comanda noastră? Da, și vezi? S-a rezolvat totul, destul de simplu. Așa-i. Uite și de tomate. A, sucul. Este. Alo? Iată și sucul din patrajelile dumneavoastră. Și găinușa. Patrajelile de casă, deodată se vede. Și găina tot e de casă. Da, da, mulțumesc. Cu plăcere. Uite și de rumioară. Parcă-s eu vara la mare. Cu broz de asta. Dar și stați pe capul meu. Eu v-am încurcat acolo la bucătărie? Ha, știu. Vreți o bucată de găină de casă? Nu! Eu am venit cu dânsa. Hai! Fugiți! Aș să rupi greu! Vedeți ce înseamnă să crești găini acasă? Se vede că-i crescută cu grăunță de pe dealul nostru! Crescute și prașite de mine! Cu mănâncă cu poftă. Chiar zici că e de casă. Aș vrea și eu o bucată. Și eu. Și-ți gâși? Văd că vă nejiți pe acolo. Hai, veniți, luați-vă câte un scaun. Vă dau și vouă câte o bucată din găina mea. Hai! Ce delicios arată! Sunt opustit hienile! M-a ieșit șor! Orășenii! Dacă ți-a plăcut și ție găina noastră acest episod, atunci abonează-te și nu uita de like! Iar noi venim cu următorul! Va veni salata și prăjitura! Bună poftă de mâncare ai! Mâncarea asta pentru mine mi-a ajungea pe un... Tu e cea cu fără fund. Hai, intră! Nu, că tu ești mai în vârstă! Hai, că tu ești mai mic! Hai, intră, intră, poftim! Nu te sunt! Și cu baba... Și cu baba ce facem? Face de noi ouă... Găina, tate. Și cu baba ce facem? Cu găina. Ah, da. Noi plecăm, dar dacă vrei ca să revenim, atunci scrie-ne în comentarii. Și nu uita să fii abonat.